Salutare! Noi suntem în Dodi și astăzi vom vorbi despre capitolul Teoria statului și fundamentele sociologice și psihologice ale socialismului. Din cartea lui Hermann Hoppe, Teoria socialismului și a capitalismului. Da, înainte de a intra în detaliile capitolului, o să vă rugăm jos să apăsați pe butonul de like ca să se răspândească video în algoritmul lui YouTube. Alături aveți un buton de subscribe și un clopoțel dacă vreți să mai auziți de noi. Dacă vă uitați și săpați atent în descrierea videoclipului, o să găsiți un loc unde puteți citi gratis carte pe net. Tot acolo o să găsiți și un loc de unde puteți cumpăra cartea dacă vreți să o aveți și după ce se oprește internetul. Tot în descriere găsiți și niște link-uri către Crypto și Patreon dacă vreți să susțineți proiectul nostru și de asemenea mai e un buton jos așa sub videoclip despre care vrea să vă vorbească Alexandru. Da, e un buton de share pe care vă invit să-l folosiți cu oamenii cu care credeți că puteți să aveți discuții. E așa mica parte de activism. Dacă vrem să pretindem că am făcut ceva pentru apărarea libertății, trebuie să mai vorbim cu oamenii. Că oamenii n-au răbdare. Vorbesc cu oamenii care se uită cu adevărat la frumoasa emisiune și să mai discutăm și cu alți oameni, pentru că o să fiți surprinși de câți oameni de fapt rezonează cu toate ideile astea de libertate, să fie lăsați în pace, să se respecte proprietatea privată. Așa că vă mulțumesc. În titlu avem două cuvinte, socialismul și în titlul capitolului, socialismul și statul. Și undeva pe la mijloc avem următoarea propoziție în acest capitol, și anume socialismul nu poate exista fără stat și existența statului de fapt presupune socialism. Cred că capitolul acesta despre propoziția asta este discută. Dacă în capitolele precedente am văzut că, domne, socialismul nu produce prosperitate economică, nici nu avem o justificare morală pentru socialism, totuși de ce există acest socialism? Ce se întâmplă în societățile umane de prosperă, de înflorește această ideologie. Și în acest capitol, Hoppe ne aduce trei argumente. O dată existența statului și statul prin agresiune, prin coruperea publicului să participe parțial la jefuia proprietarilor de drept, sau coruperea publicului să participe la acțiunea de extragere a resurselor de la proprietarii de drept și a contribui astfel la socialism. Eu aș zice că e important să înțelegem că Hoppe prezintă situația încă din pur nivel teoretic. El nu-și propune, atunci când spune chestiile astea trei, nu-și propune să descrie felul în care funcționează socialismele de astăzi. Nu, pentru asta s-a ocupat în capitolele celelalte, în alea de la început, da? El spune așa, am zis că teoretic, un sistem socialist presupune redistribuția instituționalizată de la proprietarii de drept către ceilalți, da? Și întrebarea oricărui om gânditor critic vine, cum ar putea, frate, un asemenea sistem să supraviețuiască? Și aici vine Hoppe și spune, da, în teorie, un asemenea sistem ar putea să supraviețuiască prin aceste trei măsuri pe care le-a spus Gabi mai devreme. Da? Dar prima care era? Că deține agresiune. Violență. Mijloacele de, sau că folosește agresiune. Nu, că se impune prin violență, își impune. Voi ați înțeles distinția între următoarele două? Că mie mi se pare că sunt același lucru. A zis una, nu, că nu. Una e că e coruperea primită. Eu, tine, așa le văd și eu că sunt. Și după aia o corupere prin participare. Care e diferența? Și mi se pare. Iată. Între bunuri, e ca între bunuri de masă.
La a doua îți dă bunuri și la aia îți dă funcții politice, participare. Exact. Deci prima este că îți dă bunurile de masă și a doua este te las să decizi... Alocarea bunurilor de masă, unde se duc. Bine, și eu aș mai face o observație că ai și campanii de manipulare, convingere, PR. Mă rog, nu era neapărat să o fi pus Hope aici, da, dar e și asta o zice. Pe nu, o zice. Știu că zice, dar da, n-a pus-o în astea trei, mi se pare că e importantă. Știi, dacă toată ziua auzi bo, aceeași prostie. Da, da. Păi chiar menționează în capitol educația ca serviciu monopolizat de stat. Mai altea generație a dus la acapararea, să zicem, subconștientului colectiv al unei societăți. Să creadă că fără stat nu se poate. În multe privințe. Sau că statul înseamnă libertatea. Uite, și când te uiți pe Twitter, sunt oameni care așa înțeleg. Știi? Statul reprezintă libertatea. Știi, eu, un contract liber consimțit între indivizi. E o majoritate care decide. Știi? Statul reprezintă libertatea. Știi? Încapsulează libertatea. Îți dai seama că discursul libertarian e. Dacă statul e al nostru și e baza unui contract, atunci ar trebui să, deși expire contractul ăsta, să reînnoim contractul și la cea mai mare rigoare să mai voteze pe lucrul ăsta, să nu fie așa o greaua moștenire. Toată lumea e sub contract. Păi, n-am semnat nimic. Să mai voteze. Ce? Mai suntem în contract? Da. Ah, ok. Mai veniți, mai dați-ne datele. Bine, era argumentat că se face asta. La 4 ani exact asta face. Uite, mi se pare important. Dacă te duci să votezi. Da, mi se pare importantă partea cu că statul folosește agresiune. Foarte important. Pentru că tendința noastră este să ne ducem spre propagandă. E adevărat, e foarte important. Oamenii fiind îndobitociști, nu se vor revolta. Știi? Vor spune că, na, e nevoie de socialism, să avem apărare, să nu știu ce. Dar statul folosește și agresiune. Adică dacă n-ar folosi-o, nu mai strângi tu bani. Deci vei avea o răutățire a colectării. Deci nu mai există agresiune, că cu taxare e coercitivă, ești amenințat cu inițierea violenței dacă nu plătești. Dacă suspendă asta, poate să facă el propagandă mult și bine. Nu se mai strângă bani. Dar zice, pe dumne, unde-i dumne agresiunea asta? Iau, nu mai plăti taxele, să vezi atunci ce se întâmplă. De ar fi că, ca în orice relație, trebuie să poți să mai oprești și relația aia. Să ai un divorț, o secesiune, o plecare de acasă. Mi se pare că oamenii au prea multă supușenie pentru o sabie care nu prea există. Oh, ea nu te supune, să vezi ce-ți face. Da, dar nu e așa tăioasă sabia aia. Dacă mulți oameni își văd de treabă corectă, fără agresiuni, atunci o să facă? O să-și piardă fața? O să-i oblige pe toți? Legitimitatea e dată de vecini când ieși pe stradă și zici, ați văzut ce au făcut aia? Dacă lumea e așa, vai, păi așa e legea sau... Păi nici la taxe, de exemplu, dacă nu-ți plătești taxele, nu stai capul, știi? Dă un avertisment, uite, vrem contribuții voluntare, uite ce, să-ți explicăm, poate n-ai înțeles unde trebuie să plătești sau ceva de genul ăsta, știi? Păi nici cocoșul aia din bătătură care sunt bătăioși cu care nu te înțelegi, nici pe ăla nu-l tai din prima. Dar până la urmă ajunge. Da. După un proces așa de câteva luni ajungi, zicem, te judești cu ei sau așa, te bagă în pușcărie. Deci... Judești cu ei, nu te... Hai ce să te judeci, că nu, în Constituție zice că n-ai voie să dai cu părerea. Să zicem că chiar vrei să răzbați, știi, în chestiunea respectivă. Știi? Și într-un final, da, nu te omoară, doar îți ia libertatea, zicem, la chestia cu taxele. Da, amenințarea există. Amenințarea există, da. Hope zice că trebuie să... Practic, în paragraful imediat următor, ce ca să-și asigure existența, o asemenea instituție, chiar dacă nu practică neapărat violența, trebuie să existe amenințarea violenței aici. Care este tot o violență. Că, și de fapt motivul în sine ăsta e că dacă se vede mâna însângerată a statului în vreme ce stropșește din nesupuși,
generează un pic de, cum să zic, un pic de reticență în ceilalți. Na. Dacă nu se vede, strică imaginea, însă, statul strică imaginea. Okay, dacă nu se vede, dacă face în privat, iarăși nu, da. Atunci nu mai generează reticență. Și oricum, orice, odată, orice stat are nevoie totuși de consimțământul celor guvernați și chiar și un autocrat ascultă de, să zicem, trendul popular într-o anumită... Dar n-a zice consimțământ, a zice cooperare. Cooperare. Că nu are, că altfel numai autocrat, e un... E un privat care vinde niște dar servicii. Dar e un lider, e o chestie. Da, nu, e voință constrânsă. Are în context agresiv. La nu vrea în context agresiv, dar asta e, că n-aș spune nici cooperarea în sine e un cuvânt pe care eu l-aș păstra curat. Nu, eu zic e... că merge. Mai degrabă un psihopat, știi? Non-rezistență. Zice, cam. Nu, dar special ca să faci o distinție. Așa cum o faci, așa cum o faci prin definițiile astea date și ne înțelegem că e o nuanță acolo, atunci se găsești poate și un alt cuvânt. Mă rog, egal. Nu e doar propaganda, asta e important de subliniat. Că noi trăim că, aolo, ce șmechere statul, ce iaruri face și educație. Nu e doar asta. Deci dacă ar fi doar asta și n-ar exista amenințarea cu închisoarea, cu nu știu ce, n-a reușit să mai fure oamenii să-i amenințe. De toate, putem să generalizăm și să spunem că toate relele unei totalitarism sunt posibile doar atunci când marea masă a oamenilor refuză să-și pună întrebări despre natura a ceea ce se întâmplă. Aș vrea să povestesc despre vaccinarea obligatorie. Și despre cum veneau unii și îți povesteau că, domnule, nu e obligatoriu. Ce? Unde scrie în lege că e obligatoriu să te vaccinezi? Nu. Că dacă erai în Italia, nu puteai să mergi cu trenul de stat. Dacă era un boicot de la nivel de stat. Dacă erai în România, de exemplu, nu puteai să te duci la Târgul de Crăciun, nu te lăsa statul, reglementa că nu poți să intri în mall-uri și alte chestii, ce era obligatoriu? E, asta zic, oamenii care au refuzat atunci să-și pună întrebări și au luat de-a gata, domne, venit cine vine, CTP-ul sau care alt dobitoc venea și spunea, domne, în lege nu scrie că nu e obligatoriu, ce vreți, ce mă tot pute la cap Simion și Șoșoacă că e obligatoriu? Du, arată-mi în lege unde scrie că e obligatoriu. E? Are Costel un articol pe tema asta la publicat. O să-l punem jos în link ca să nu vă întrebuințați prea tare. Ideea e că ai coerciție, știi? Care e definiția coerciției? Amenințarea cu inițierea violenței dacă nu execuți o anumită acțiune. Asta se întâmplă când te sechestrează un psihopat în cadrul unui viol, în cadrul taxării, exact asta sunt. It puts the lotion in the basket. Deci tu nu puteai să intri în mall dacă n-aveai... Adică avea loc o inițiere a violenței. Cum are loc? Păi nu mă lasă să intru. Într-o lume liberă era o chestie între mine și proprietarul magazinului de acolo din mall, deci nu venea un terț care să-mi interzică chestia. E, și cealaltă poziție care încerca să apere situația asta totalitară era, păi da, ce, ai un drept să mergi la mall? Da! Da! Da, asta e foarte, știi de ce e neintuitivă? Pentru că tendința celor de dreapta să... a noastră, a libertarienilor, a conservatorilor, e să fim împotriva drepturilor ăsta pozitive pe bandă rulant. De dacă ne uităm și la interviu cu personalul Milei, candidatul prezidențial în Argentina, asta zicea și el, ce fac ăștia stângiștii? Pentru orice nevoie, inventează un drept. Deci tendința noastră e să fim împotriva acestei avalanșe de drepturi. Se folosea argumentul, păi ce, ai dreptul să fumezi? Și răspunsul libertarian e da, ai dreptul negativ să fumezi. Dreptul negativ să... Am dreptul să pot să fumez, da, dacă vrem să o exprimăm în felul ăsta. Răspuns... Să nu mă oprească nimeni din... Și în cazul, să nu-mi interzică. În cazul ăsta cu magazinul, mall-ul, am dreptul să
negociezi direct cu proprietarul. Ai pentru că, cum a zis și Costel, poate acolo proprietarul nu voia să te lase. Aia e treaba lui de proprietar. N-am eu dreptul să intru pe proprietarul lui privată, da, ca da, așa vrea el. Da, nu era o agresiune. Dacă proprietarul, să zicem, era speriat, era pro-vaccin, pro-nu știu ce, da, era predicție legitimă, adică nu încălca libertatea cuiva. Era la el pe bătătură, era el în casă, putea să nu te lase să intri. Dar problema e că s-a băgat statul. Statul ți-a interzis să interacționezi cu el. Deci, ce zice Hope aici? O chestie în care înfierează aproape conspirativ, conspiraționist, că toate lucrurile care contează și le ține statul ca monopol. Și ce ține? Banii, comunicările, mă rog, violența, educația, justiția. Mie mi se pare că partea asta de comunicații, mi se pare că e foarte importantă din cauza că fără a schimba întâi informație, nu o să ai piață. Nu poți să ai piață dacă nu poți să negociezi cu omul ăla. Bună ziua, îți dau, vreau, cerere și ofertă. La nivel, la alte niveluri de complexitate, trebuie să poți să cauți, să găsești informație adevărată, corectă. Când dacă ți se închid fake news, păi nu mai e libertate. Trendul ăsta există acum, deci ăștia care se vor liberali, știi, oh, ce bine face ei, că au interzis nu știu ce, că nu mai ne călărești știrile alea false, știi, stăm doar în știri adevărate, știi. Nu se mai filmul cu Arnold, ce nici mai adevărate. Sau... Totuși, forța este întotdeauna de partea celor guvernați. Sunt mai mulți și mai puternici. Chiar dacă, să zicem, ar avea guvernul arme, nu stau, să zicem, armele respective în mâna membrilor guvernului. Sunt totuși niște ori poliție, ori armată, ori... Alea sunt guvernul. Argumentul lor, Rothbard, putem noi... Deci care era prima discuție? Domne, avem mai multă forță decât faraonul. Da. Faraonul e singur, noi suntem 1 milion, știi? Vine contrareplica etatistului. Păi, dar faraonul are... Armată, pârghii, are garda pretoriană, așa. Da, are... Sau nu are armă, uite, are o bombă nucleară. Ok. Și atunci, da, forța lui e mai mare decât a noastră. Rothbard zice, păi da, dar și noi punem mâna pe... Putem... Știm cum se face o bombă nucleară, deci nu, e, nu suntem chiar așa. Și atunci intervine argumentul ideilor, știi? Domne... Da, păi și, nu, mă gândeam că, ok, totuși nivele de președinte faraonul și armata faraonului. Dar armata faraonului este luată tot din rândul poporului. Și, să zicem, un colonel așa din armată are o soție care este... o întreprinzătoare la un chioșc, undeva pe lângă Nil. Așa. Nu știu dacă erau chiar așa. Cred că erau mai stratificate. Am dat un exemplu. Nu, cred că poziția lui Hope e că și gărzile alea atunci, cred. Gărzile alea cred. Păi da, asta e. Deci, nu față de acele gărzi, trebuie să existe un fel de cooperare între faraon și ele. Fii atent, să... armata rusă în mare majoritate susține invazia din Ucraina. Așa. Deci, majoritar. Dacă nu aveai chestia asta, n-aveai război din Ucraina. Deci elita... Și poți să te duci mai departe militară, și populația rusă. Da, dar hai să zicem că nu aveam... Da, și populația. Da. Dar pentru că s-ar fi întâmplat ceva, s-a întâmplat și în primul război mondial, când armata rusă nu mai credea în... războaiele imperialiste, nu știu ce, și au ascultat de bolșevici, au zis, mă duc acasă. Sau mă duc la Moscova, Leningrad, la Sankt Petersburg, la Lenin și le ascult ce zice. Nu mă duc. Îmi puși pe cine trebuie. Nu e, asta, asta e ideea care s-a filtrat până la noi acum prin lentila de 70 de ani de comunism sau cât naiba au fost în Rusia, da? Dar nu... Revolta inițială, revoluția inițială din aprilie sau mai a fost una pur și simplu împotriva războiului, dar nu i-au ascultat, adică nu, bolșevicii au intrat pe fir după aia.
Aha. Bolșevicii au luat, au deturnat revolta. Țarul era deja abdicat. Trebuia să facă un guvern, mi se pare, cu... Cum îl cheamă? Abdicase în favoarea unui văr de-a lui care n-avea urmași, astfel încât următorul să fie tot copilul lui Alexandru, mi se pare că îl chema. Dar ideea e că aia era o revoluție, fusese de fapt o revoluție social-democrată, tot socialistă, dar nu era, nu era a fost Lenin, revoluția. Da. În primul rând, deci gândește numai așa, la date, da? Când sărbătoreau comuniștii? Sărbătoreau octombrie. Revoluția din octombrie, da? E, asta s-a petrecut în aprilie-mai. Ok, ok. Și spun aprilie-mai pentru că era problema cu date. Bă, ideea este că... cei din armată nu au mai ascultat de propaganda statului la vremea respectivă. Exact. Și în mare parte din cauza faptului că condițiile de pe front nu mai erau și acasă era tot la fel rău. Dar nu a fost de genul un război... Uite, poți să spui că din punctul ăsta de vedere a fost prost vândut că Rusia teoretic a intrat atunci în război ca să apere, adică poți să zici că a intrat chiar just în războiul respectiv, da? Ca să apere Serbia, căreia i se făcuse o mare nedreptate din partea ei, deci ei, sârbii, acceptaseră tot și au intrat peste ei oricum. Acceptaseră toate condițiile ultimatului și au intrat peste ei oricum. Da. Și după aia restul a fost încrengătura de alianțe. Dacă odată ce Rusia a declarat război, a fost forțată și Franța, care era aliată. Rusia, odată ce a fost forțată Franța să intre în război, nemții au pus în aplicare invazia prin Belgia și odată ce au intrat în Belgia, a intrat și Marea Britanie în război, care garanta independența Belgiei. Deci, am ajuns la un război mondial atunci. Deci, întotdeauna... armata, mă rog, organele de forță trebuie să li se vândă o poveste care să îi facă să coopereze cu faraonul, țarul și așa mai departe. Da. Uite, de exemplu, dacă toți suntem la capitolul primului război mondial, da? În Anglia, în Regatul Unit, în Imperiu Britanic, la vremea respectivă era Imperiu, povestea a fost că mergem să îi salvăm pe săracii belgeni de la potropire, respectiv căsăpeală. Și din punctul ăsta de vedere, Marea Britanie, mă rog, din nou, Imperiul Britanic, în primii 2 ani de război a fost pe voluntari. Armata Angliei a fost doar pe voluntari. Deci s-au dus sate întregi în Malaxor. Au rămas, au dispărut după aia sate, că au fost puși în același regiment ca să te duci cu băieții la luptă, cum se face, sau cum se făcea pe vremea aia, da? Că se gândeau că e spiritul de camaraderie mai mare și... Într-adevăr, dar nu se întâmplase niciodată o asemenea distrugere, de au ajuns să fie generații întregi din orașe populate din cauza asta. S-au dus toți și au pierdut în același asalt. Noi ne gândim la conflictul ăsta între ideologie și bani. Dom'le, ce-l motivează pe Ciolacu? Banii sau ideologia? Ne întrebăm și căutăm. Explicații. La fel și aici gândește de gărzile alea pretoriene, nu înghid doar o poveste. Pope mai vorbește și de trei stimulente, nu? Agresiunea, fonduri de masă și... optarea la deschiderea la funcții publice. Deci ea nu primește doar povestea, primește și armata rusă primește, știi, în general, armata rusă nu e doar povestea despre Rusia cea mare, știi? E și cu cașcaval. Da. Și de altfel, felul, că zice Gabi, felul în care s-a prăbușit Chandramau a fost că nu au mai fost plătiți. Aia de jos, soldații, nu la general, la soldați. N-au mai fost plătiți. Limita foametei era foarte aproape și a zis, bă, dar ce facem noi aici? Ah, că e sistemul praf, nu? Da. Bine, Robert a făcut formularea asta, că nu mai cred formularea asta marxistă, nici elite nu mai cred în sistem. E atât de prost. Dar poate fi și dimensiunea asta
nu ai mâncare, n-ai închis. Deci cel puțin pentru ruși asta a fost prăbușirea. Din punctul ăsta de vedere, ultimul țar al Rusiei a fost de departe foarte liberal, a făcut cele mai multe reforme dintre toți. Da. Poate că și comunismul la noi sau în Uniunea Sovietică la fel s-a prăbușit, pur și simplu odată economic erau praf și nu mai puteai să-i motivezi pe membrii aparatului de stat și partid materialmente vorbind să facă, să implementeze, da, comunismul. Povestea nu mai ținea, deci pur și simplu nimeni nu mai citea Lenin și Marx. Era pur și simplu defy niște ședințe de partid ca să te lasă în pace. Așa. Și ca să faci parte, deci dacă nu mai se mai dădeau bunuri de masă, ca să faci parte din aparatul de stat și să participi la jaful proprietarului de drept, nu mai avea niciun avantaj. Pur și simplu nu aveai de la cine să furi, nu aveai ce să furi. Au avut exemplu țărilor din jur unde mai multă piață aducea mai multă bunăstare și au zis, hai să fie piață, dar să rămânem tot noi. Să nu bine, mai fie da, aici sunt două niveluri de... Deci, peste toate e și nebuneala lui Ceaușescu și incapacitatea lui de a înțelege situația care se dezvolta în jurul lui. Poporul a dat jos, sau mă rog, ar fi jucat în filmul ăsta cu Revoluția de foame, într-adevăr de foame și poate și de poți să spui și de săturare, de opresiune ideologică și nu știu ce, dar în principal de foame. Că dacă erau... Foame de libertate. Că uite, dacă erau magazinele pline sau mai pline, da? N-a mai crâgnit nimeni când au venit minerii și au bătut la studenți. De fapt, acolo a murit Revoluția Populară din România anticomunistă. În liniștea, apropo de asta, poate putem să ne întoarcem și la subiectul capitolului, da? În liniștea sau aplauzele celor care au aplaudat liniștea de după. Păi fii atent. Dacă înainte de 89 de Revoluție, populația nu avea nicio speranță că poate să participe și ea la a-și apropia resursele proprietarului de drept, după Revoluție, după ce au fost alegerile din mai cu PSN și se deschidea o speranță, presiunea oalei, da? S-a mai disipat. O chestie interesantă a lui Hoppe arată de ce cartea asta anunță pe celelalte. Cartea scrisă în 88. Uite, în capitolul anterior anunță, prefigurează etica argumentării. Aici mi se pare că prefigurează democracy the god that fell, democrația, zeul care a pus, care a căzut. Ipoteza lui Hoppe e că statul a crescut în ultimele 200 de ani tocmai pe mecanismul ăsta de care vorbea Gabi. Masele, deci statul a șeruit, a început să mai șeruiască, să le mai dea ceva acolo. Și asta ar explica, un autocrat era mult mai egoist. Nu le dădea. Da. E de seama că chiar dacă stai, să zicem, 10 ani, 20 de ani în opresiune și nu participi niciodată la distribuția a ceea ce se produce în țara respectivă, dar ai speranța, unde poate vine și rândul meu, partidul meu, mișcarea mea. E ca la loterie. Da, ca la da. Loterie. Poate că o dată și o dată o să vină și rândul nostru al... IT-știlor sau al agricultorilor, știi? Are IT-știi au avut, acum le trece rândul. Da. Acum trebuie să facă ei cinste. Din păcate, asta apropo. Uite o afirmație interesantă a lui Hoppe e că Rusia comunistă e mai democratică decât Rusia țaristă. Deci se gândea tocmai la deschiderea asta. Ce fi avut în vedere? Că, nu știu, omul de la țară prindea și el ceva pe acolo prin DC sau... Da, cred că asta era. Uite, păi da, femeile, drepturile femeilor. Petru cel Mare n-avea și el un staff acolo, că doar nu era singur pe lume, știi? S-au zis era închis într-o castă. Era închis în casta aristocratică. Da. Plus că dădea drumul și, adică dădea multe drepturi și femeilor. Dacă înainte o femeie ia să multe de bărbați,
dacă vrea să muncească în uzină, nu îi dea la voie, după putea să se lucreze. Sau și minorităților. Sau minorități, da. Minorităților. Da. Găseai un rom care e primar. Într-o altă lume n-aveai. Auzi, de la ce ai zis tu, Valia, din aur, că au aplaudat liniștea, mă gândeam, efectele astea de masă sunt foarte interesante. Că ne mirăm de ce, cum susține lumea statul. Și ideea e că, uite și tu, dacă ai o masă de oameni în stradă, să ne imaginăm o masă de oameni în stradă care fac o chestie pozitivă, aplaudă ceva. Bravo, pătrățel! Dacă ai un om pe stradă care se comportă ca atunci în masa de oameni, un care țipă, aplaudă, bravo, pătrățel, ăla e nebun la cap. Totuși, când sunt o masă de oameni, ăla e un lucru justificat deja dintr-o dată. A, păi e o emoție, o efuzie. Vorba de validare, uite, Valea mai vorbit despre asta. Da. Poate fi o chestie evoluționistă. Dom'le, dacă ăla aploa la romană, una e când zice 1, una e când zic 100. Parcă ai mai mare încredere. Deși strict vorbind ar fi un sofism, știi, argumentul popului. Dar zici că, na, probabilistic, cel puțin pe anumite chestii, pe chestii empirice, să zicem, de observație, da. Ideea este... Nu pe chestii teoretice. Evolutiv. Cred că aici își prind unii urechile, știi. Da. A, înseamnă că anarcho-capitalismul e prost că... Deci tu ai dreptate că, evolutiv, probabil că așa a funcționat. Și eu cred că pe asta surfează statul. Ce putem să-i facem pe mulți oameni? Poate fi și în favoarea ta asta. Accepte măcar. Poate fi și în favoarea ta asta. Vezi fenomenul Milei, știi? Faptul că el începe să nu știu ce, încep și alții, știi? Deci e un mecanism psihologic, na. Asta e natura umană, ce se face. Bine, uite, o chestie mică de zis aici, nu mai știu de unde am învățat lucrul ăsta, că știi că îți explici cum se ține socialismul. Ideea ar fi că cumva rădăcina oricărui rău ar fi invidia. Chit că îi spui altfel, că și-a dorit, că vrea să facă dreptate. Dreptate față de ce? Da, adică e atâta vreme cât ai invidia care te trage, dacă vrei, nu? De la Cain și Abel. Ideea ar fi că dacă oamenii vor să aibă o coerență și să declară drepți, curați, atunci ar trebui să verifice și chestia asta, dacă nu cumva în niște situații, pentru că suferă de tanche. Suferă de invidie. Pic, când zic, păi stai că cu tare lucru nu e drept. Ei, poate ai dreptate. Hai să încercăm să verificăm și chestia asta de invidie. Uite, vorbeam de curând cu cineva și ziceam, păi libertarienii vor să nu existe impuneri. Și era o persoană care zicea, da, sunt niște situații în care s-ar putea să trebuiască impuneri. Eu am încercat, nu era o discuție apăsată, am încercat să-i zic, păi stai, ce aș susține eu ar fi, dacă vrem să le numim impuneri, când oprești agresiuni. Nu i-am dat și definiția, am zis, uite, o agresiune ar fi folosirea proprietății bunurilor, fructelor, fără consimțământul acelui om care de drept, în mod corect, le are. Și a rămas pe gânduri, dar mă rog, vezi cum se alunecă sensurile mereu. Deci când zici impuneri, păi stai cum, fără reguli, fără ordine? Nu. Vorbim de oprire de agresiuni, dar impuneri din astea arbitrare sunt foarte aiurea. Și o problemă asta cu invidia, în afară de coerența de înainte, ar fi că pare că felul în care gândește un om în sufletul lui ca să aibă o poveste coerentă, ca să aibă o conștiință de sine coerentă, să nu-l doară capul de disonanțe, dacă apuci să-ți instalezi ca pachet de soft, dacă apuci să-ți instalezi niște idei din astea invidioase, ajungi să facă parte din tine și să te definească, să zicem, nu? Ca o ideologie, ca o credință. Da, întrebare și dacă livrează socialismul. Păi te scapă de invidie? Nu știu dacă te scapă. Bravo, da, exact.
E posibil, uite, dacă îți creează niște inegalități prin privilegiile date de stat, nu să... Păi nu, că devine un modus vivendi, pentru că, uite, de la... În timp ce dacă piața nivelează, știi? Uh-huh. Nivelează veniturile și asta, ai motive, ai puține de invidie. Că suntem la fel, știi? La bani, uite, știi? Nu nivelează piața. Pur și simplu... Ba da, aici e factorul ăsta. Dispersia profitului și de egalizarea salariilor. Da, dar e agregat. Când invidia... Sunt unii care sunt mai muncitori decât alții și... Exact. Da, dar întrebarea cum e față de comunism? Da, dar lumea nu-și pune problema. Nu știi că sărăcia tot timpul e relativă. Oamenii se oftică. Păi sunt și un întreprinzător ăsta, vecinul, de ce vinde mai multă pâine? Mă oftic! Da, cum ați pui întrebarea în social-democrație. A, dar de ce IT-știi nu au plătesc impozitul pe venit? Noi ne punem problema, dar de ce plătește oricine impozitul pe venit? De ce s-a întâmplat? S-a scos? Nu mai știu. Nu mai știu nicio. S-a scos, deci s-a scos. Dacă ai peste 10.000 de lei, mi se pare... Au pus praguri. Au pus niște praguri. Plătești. Da. Parcă era așa, până la un anumit prag e în continuare zero și peste e, ca să nu nenorocească pe toată nimeni, e... Am mai spus-o și cu altă ocazie, felul în care au construit acești contabili care îl ajută pe Ciolacu și PSD-ul în special, felul în care au construit acest creșter de taxe arată că joacă oameni care au studiat e dibace, atât. Da, e mișcare adică dibace. N-am să spun McKinsey, dar... Dar ceva să folosească. E ceva zici că acolo, e popular, știi? Asta cu... Nu, dar e foarte bine construit astfel încât să nu coalizeze niciun fel de masă de protest. Adică lovește fix în acei producători. Chirurgicală. Din nou termenii pe care îi folosește Hoppe, lovește fix în acei producători care sunt cel mai puțin care se bucură de cea mai puțină solidaritate socială. Oricum mai și votau sărău, știi? Și, da. Și asta e partea a doua, făcut astfel încât PSD-ul nu pierde un șfanț din capitalul politic. Argumentările, de dacă la început spuneau implementăm această excepție de la plata impozitului pe venit pentru că vrem să atragem investiții, pentru că vrem să dezvoltăm sectorul IT, la. Societatea bazată pe cunoaștere. Da, așa. Acum argumentația vine, dom'le, toți trebuie să fim egali în fața legii, să nu există excepții, să contribuim cu toți la fel pentru bunăstarea societății românești. Da. Și mai e, dacă tot vorbim de felul în care au construit chestia asta, sunt și, au citit și cartea lui Trump. Oamenii au dat un big ask, au dat-o pe aia cu trecem toate sau facem condiții așa fel încât toate micro-întreprinderile să treacă la impozit pe profit. A țipat toată lumea, bă, ucizi economia. Și au zis, bine, uite, vă ascultăm, dăm înapoi, nu le mai trecem toate pe profit, le trecem de la 1 la 3%. Și toți de la micro-întreprindere au răsuflat ușurați, au zis, e mai rău ca înainte, dar nu e așa de rău pe cât se putea, știi? Adică direct și i-au luat și pe ăștia on board. Dacă oamenii ar putea să-și imagineze mai fizic chestiile astea, zice ca atunci când îți întinzi tendoane, dacă întinzi foarte tare te doare, după aia când îl lași e mai bine, dar deja ești strâmbat. Asta vreau să sugerez, că statul te pune să stai în niște poziții foarte ciudate, să mergi într-un picior, să, ca în bancul ăla lui Dor Octavian Dumitru, era costumul strâmb, și i-a zis, păi da, dar stai și tu mai așa, și merge așa. Și lumea a zis, săracul handicapat ce costum bun are. Da, așa te strâmbă statul și oamenii se învață, păi, și după aia și doresc, păi mergi și tu într-un picior, tu nu vezi că toată lumea merge într-un picior? Reșeliu avea vorba aia cu guvernarea este arta de a jumuli găina fără să... Cât mai multe pene, cu cât mai puține țipete. Așa. Nu, lumea contează, uite, aia trei factori ai lui Hoppe. Da, păi asta. Și Hoppe dezvoltă ideea asta, spune, domnule, nu o să fie arta posibilului,
este arta maximizării venitului extras din societate și realizarea unui echilibru cu mituirea, da, mituirea capilorului. Da, nu știu cum să zic, în o participarea cât mai multe, a câtor mai multe segmente din populație, astfel încât toți să... Dar nu a tuturor. Închide ochii, știi? E interesant că el precizează asta, că dacă dai banii la toți... Dacă dai banii la toți, nu ai câștigat nimic. Da, nu trebuie să uiți pe nimeni. În timp nu trebuie să uiți pe nimeni. Deci chiar dacă acum ei de la unii și de la alții, deci doar o parte se bucură de redistribuție, în timp și celălalt să aibă impresia că o să participe și iluzia, radistă. Dar nu le dai efectiv, că lumea așa trăiește cu iluzia că pensia acoperă. Dar asta nu înseamnă că pensionarul a... Ba chiar, uite, e o intuiție din asta, deci exista roata în întreprinderi comuniste și puneau toți oamenii la bani, aceeași sumă la un loc, luau odată ăla, odată ăla, odată ăla și practic era așa un fel de când avem, își alonau nevoile mari de bani deodată, să ajutau în chestia asta. Ei, putea să-ți imaginezi că se poate face la nivel mai mare. Nu e... Nu o să e de într-ajutorare. Dar ai putea să-ți imaginezi numai că acolo s-ar vedea că, păi stai puțin, că eu nu mai iau. sau ai face o contabilitate simplă. Mă, cât am dat și cât iau? Ce se întâmplă? Da. Nu, ăștia au reușit chestia asta, că nu o să ai deloc chestia. La bătrânețe o să mori. O să cazi în șanș, o să mori. Adică că, într-adevăr, pensionarii, după orice calcul, oricât de, să zicem, optimist ai face, nu-ți iei nici banii nominali pe care i-ai dat în timpul muncii. Asta din cauza că nu e transparent. Adică dacă tu îți faci o asigurare, să zicem că ți-o faci tu pe persoană fizică și o faci ca asigurare, nu știu, investești niște chestii, ce face o firmă de asigurare și ideal ar trebui să facă mecanismele astea de stat. Atunci știi clar ce se întâmplă, care sunt factorii, că, nu știu, dă faliment, nu dă faliment, cât o să crească, îl urmărești, îl vezi, știi. Păcând aici e așa o nebuloasă, sta să vedem cu punctul de pensie, mai hotărâm să indexăm, nu indexăm. Nu e nicio nebuloasă, e un Ponzi scheme. Da. Da. Nu e o, e o nebuloasă de ce lumea încă pune botul. Asta, da, e... Ce îmi place la... Redisemina discursul liberal. Banii. Altă soluție ca să trezești lumea. Dacă n-ai asta... O să vorbim mult și bine. Banii de la cei noi veniți în schemă se duc la cei care au participat în schemă mai demult. Definiția schemei Ponzi. Așa. Ei, nu știu, mai avem ceva? Cam asta era... Mai sunt micuțenii. Hai să le zici și pe alea. Dar asta mi se pare că e viziunea, ce a zis Gabi. Agresiunea, bunuri de mare. Bunuri. Mita. Bunuri. Așa? Plus participare la funcții. Nu-ți dau doar bunuri, te mai și numesc pe acolo, știi? Pe la com, pe la nu știu. Plus propaganda. Uite, aici e o discuție. Unde e propaganda? Da, păi dau bani la jurnaliști. Eu la asta mă... Da, și asta. Eu mă gândeam că noi vedem cumva un conflict între ideologie. Când ziceam, ciolacul de ce e motivat? De bani sau de ideologie? El vrea, nu știu, putere politică publică, pentru că el e social-democrat și politica aia publică instanțiază viziunea lui social-democrată. Dar nu te poți gândi că nu e un conflict între astea două, ci ideologia să vorbească și despre bani, știi? Adică o ideologie să luăm Rusia, știi? Ideologia oficială a Rusiei să vorbească și despre... Da, dar la noi asta... Adică de generalul la rus, chestia să țină de ideologie, că tu primești ceva. Mm-hmm. Înțeles? Da, să nu avem distinția asta. Stai că ideologia e o chestie cu filozofie și la politică. La noi singura... Banii sunt cu banii, știi? Singura parte, singura parte de ideologie care vorbești despre bani e aia care susține pensiile speciale și acum dacă tot stai să vezi, se susțin... Se apără. Se susține scăderea lor. Am păpătat canalele.
Numai că vezi, nu știu, nu ne lasă, sunt ăștia. Deci cumva oamenii de la putere vor, dar nu au puterea să o facă. E un paradox din dar asta. Dar nu s-a coalizat voința politică. Uite, ziceai că ce mai avem de zis? Mai avem de zis faptul că Hoppe caracterizează felul ăsta de comportament al clasei politice divide et impera. Da. Da. O joci... Există adineori. Joci o categorie contra aleilalte, încerci să-i exploatezi pe unii cu ajutorul celorlalți și poate la final, cum spune Costel, la final să beneficieze toți, măcar cât un pic, sau măcar să aibă senzația că pot să beneficieze, că teoretic, cum să spun, dacă ne uităm așa istoric, prin trecerea de la organizare monarhică la o democrație populară, statul a crescut. Povara fiscală pe ăia proști de jos a crescut. E adevărat că le-a crescut și standardul de viață, dar asta n-a fost din cauza statului, ci s-a întâmplat în concomitent, da, în pofida, s-a întâmplat concomitent. Le-a crescut standardul de viață astfel încât să aibă o creștere în ceea ce le-a rămas. Dar cantitate din ce le rămâne, din ceea ce produc, e mult mai mică astăzi decât era acum 100-200 de ani. Ei să fie orbiți, uite, tehnologia și un șel a crescut cantitatea de mâncare și zic, aolo, păi uite ce de mâncare. Mm. Îi spui, nu dacă ai gândit ce te rispari, pus. Da. E mai rău. Ia, omule, simplu, fii, o luăm ce te rispari, pus, ai înțeles? De exemplu, uite, pe vrem, Descartes moare de răceală. Nu exista, nu știu, antinevralgici sau... Pe vremea comuniștilor există antinevralgici. Asta înseamnă comunism superior la, nu știu ce sistem avea de cap. Feudalismul, nu știu ce. Adică celelalte nu sunt aceleași. Noi când evaluăm instituții, celelalte trebuie să fie aceleași. Deci cum ar fi Germania de azi? Relativ la o Germanie, nu știu, libertariană, știi? Oamenii libertarian. Libertariană ar fi că mult mai bogată și că mă proastă Germania de azi care e văzută ca... Bine, și foarte tare. Așa și România e tare, dacă o compar cu un știu. Un apel așa la dorința de bunăstare, dar mă rog, pe mine m-ar interesa că ar fi mai liberă. După aia e treaba lor, că bogați sunt. Mie îmi place că Hoppe atacă și setul de cuvinte la incorporarea agresiunii față de indivizii dintr-un teritoriu. Adică Constituția. A zis, domne, ce e Constituția? Păi, act de constituire anume a agresiunii față de indivizi. Știi că mai ai mulți oameni care admiră, domne, toate ca toate, dar Constituția, hai să verificăm față de Constituție. Ok, extraordinar, dar ăla e tot așa, sunt niște cuvinte pe hârtie, nu se întâmplă nimic fără execuție și fără supușenie. Mă rog, și o altă chestie de zis este că după aia, după ce a atacat toate lucrurile astea, Opezi mi se pare că sugerează o soluție la toate lucrurile astea, păi capitalismul. Noi înțelegem ce vrea el să zică și noi folosim în felul ăsta termenul în care capitalismul este respectul față de proprietatea privată, apărarea pieței libere, respectarea contractelor, etc. Dar marea majoritate a oamenilor înțeleg prin capitalism un fel de junglă din asta a întreprinzătorilor, în care fiecare încearcă să calce pe celălalt, profitul tot ce contează, uite, glumă intestină legea lui Soros, o să omor pe oricine că s-a făcut profitul, deci s-a apărat capitalismul, ce să spun. Am putea să împăcăm și capra și vargă, să încercăm, în care să zici, mă, capitalismul este economic, înțelegem că lumea vrea un sens al vieții, vrea o chestie și morală și etică. Aici, ce zic, păi ai și valori și libertare și creștine,
care sunt antistăpânire. Nu, și în situația asta de războaie pe lume, ce ar fi făcut Iisus? Păi ar fi apărat pe cei slabi. Da? Indivizii care sunt victime ale agresiunilor și de o parte și de alta. Care, păi n-au făcut și ei? Păi poate au fost constrânși, ce zicea mai devreme Costel. Sau dacă au făcut, au luat arma în mână ei de bună voie, ok, ăia nu mai sunt niște victime, sunt niște agresori. Dar lucrurile par mult mai simple. Ideea ar fi că există valori care să apere, nu trebuie să te lași numai stânga sau dreapta. Adică, uite, tot în discuția de curând cu persoana, zicea, doamne, totuși naționaliști ăștia sunt buni, că mie îmi place să mă lase UE în pace. De ce să-mi impună chestii? Și am zis, mă, ai putea să-ți placă naționaliștii dacă relația e cu exteriorul. Dacă naționalismul ăla se întoarce în interior și te privește ca pe un dușman, zici, de ce ai tu întreprinderea aia? Să o naționalizăm? Nu se mai place. Uite, Hope are și o invitație la valz. Nu știu dacă mai țineți minte cele sfaturile alea finale. Una era să-ți reprimi dorința de control și de putere politică. Cred că e o recomandare grea. De la invidie. De la invidie, să-ți reprimi, da. Că omul ar vrea... Vrea să-și cam impună. Și pentru a scăpa, să zicem, de stat și socialism, remediul este nu o apărare violentă cu aceleași tip de arme. Și spune, domne, spune, dacă e apărare, e apărare. Hope, soluția lui Hope este, domne, așa cum statul a câștigat mințile și sufletele oamenilor, noi trebuie să avem opinia publică de partea noastră pentru a trece la libertatea nimsă. Da, păi și cum a câștigat statul mințile și inimile oamenilor? Tot în capitolul ăsta zice la un moment dat că, deci am zis, am stabilit că statul nu doar îți fură, ci îți maschează cumva activitățile și că îți dă. Îți dă câte ceva ca să ia și tu, ia, na, de aici, las-mă, na, câte ceva. E, și Opez are o teorie interesantă că statul s-a specializat în producerea de bunuri și servicii care fac mai improbabilă o revoluție. Care e o chestie pe care am auzit-o până acum doar de la el. De ce face statul drumuri? Păi că pe drumuri trebuie să te duci, dacă vrei să revoluționarul te duci. Trebuie să meargă pe drumuri. Revoluționarul trebuie să meargă pe drumuri, da? Dacă statul îți dă serviciu, tu te-ți bate așa un pic obrazul. Băi, tu vii la mine pe moșia, vii la mine îmbrăcat de mine pe moșia mea cu burta plină să-mi bați-o, nu ți-ar fi rușine? Adică te poate discredita în felul ăsta, nu? Cum, cum discreditează lumea așa sofiștii de doi bani libertarieni? Păi da, ce mă, tu îți plătești taxele? Tu îți plătești taxele? Păi și tu ești împotriva taxelor, dar îți plătești taxele? Mergi da, mergi pe drumul? Mergi într-un picior? Da. Mergi într-un, vezi, nu mergi într-un picior, atunci de ce comentezi? Da. Asta ar fi una. Altele chestii pe care statul s-a mai întins, sistemul de educație. Da? Nu neapărat banii, cât ideile care sunt puse în capul oamenilor, da? Dacă... Uite, un argument pe care nu îl spune Hope și care e des folosit e că statul folosește propaganda să-și mai scadă costurile de bombe atomice. Evident. Dacă te prostești... Păi da, asta într-adevăr, da, nu l-am auzit aici, dar hai să-l mai zicem o dată, că sigur l-am mai zis. Costul pentru stăpânul de sclavi e mai mare dacă trebuie să angajeze oameni să bată sclavii în fiecare zi. Pe când dacă are 2-3 oameni care poate să convingă vreo 10-20 de sclavi să nu fugă, că le e mai bine pe moșie. Le spun că e naturală, sclav. Da. Prin diferite motive, între care și ăsta să le facă apel la natura lucrurilor. E posibil ca sclavul să-și internalizeze chestia asta, da, foarte natural, n-am ce să mai... Atunci, clar, lui ai scad costurile. Că în loc să ai, da, cât
câte un om care să bată 5 sclavi, și ăla mai și obosește, trebuie să-l hrănești mai mult, ai unul care îi dai un pic în plus și ți-a convins 20. Plus că sclavul care a internalizat, ăla poate să propovăduiască mai departe adevărul pe care l-a internalizat. Adică nu se oprește acolo efectul. Și plus că îi mai dai și tu. Mai dai chestii. Așa cum sunt intelectualii de curte, nu prestează pe gratis chestiile. Nu! Statul are grijă de el, deci nu. Poate să pară deseori exagerat. Mă, dar voi vorbiți de povești cu sclavia asta, că nu mai există sclavie. Și mereu am zis. Uitați-vă la viața de zi cu zi în comparațiile astea pe care le facem, dacă seamănă, dacă se aplică. Și ca să avem o consistență, vezi dacă se apără principiul. Dacă n-ai cumva duble măsuri din astea, de tipul, păi vreau să fiu liber de aici până aici, dar după aia nu vreau să mai fiu liber. Ok, ar putea să fie o viziune asupra lui. Ar putea să fie, dar măcar să-și asume. Să nu zică că aia e libertatea. Da? Cum întorci opinia publică să fie... Cărți, podcasturi. Nu, zice aici Pope. Și te spui tu, dar Pope oferă o altă soluție. Ce anume? Oferă o altă soluție. Anume, trebuie să orice acțiune care suportă, care oferă susținere statului, trebuie să fie imorală. Să fie privită ca fiind imorală. Da, da, da. E branduită ca rușine. Delegitimare, bine, îl spune să-l și ridiculizezi, știi, că ai... Și asta e o chestie interesantă, știi, uite când zice Nietzsche că e cel mai rece dintre monștri și apare așa ca o chestie. În timp ce dacă, când pică Năstase, cu adevărat, când devine ridicol atunci, mătușa Tamara, atunci se produce prăbușirea. La fel și cu statul, știi, dacă îl vezi ca pe o chestie idiotă, dispare magia asta, știi. Mă rog. Aia. Cam asta este. Nu, no, mai avem. Hai zile. Deci, mai avem. Tot ne ascultați și noi ne spuneam punctele, știi, și acum n-am terminat notații. La asta cu școlile. Adică nu e de ajuns faptul că statul se apucă să îți impună curicula, să îți impună așa, dar mai și face obligatorie. În absolut toate țările, școala, în numele egalității de șanse, da, e cât se poate de obligatorie. Vrei să ai o șansă, te obligăm să vii la concurs. A? Exact! A? Da. O altă treabă sunt astea, interesele strategice. Care... Ce, comunicații, ce? Banii sau ce? Păi uite, dezvoltarea de... O poți să iei în toate direcțiile, da? Dacă ne uităm înapoi în timp, alfabetizarea populației. Orice a fost poate strategii. Și mâncarea și... Păi doar nu o digitalizarea. Da. Digitalizarea care e acum noua marotă, da? De exemplu, și de ce? Că uite, îți apucă, vine și te explică și altfel rămânem în urmă. Altele. Mai dăm prin ele... Da, alea ar intra mai degrabă la discuția cu bunuri publice. Dom'le, sunt atât de bune încât trebuie să te facă statul. Bunurile alea excepționale, strategice, nu știu ce, mă gândesc că ar merge la capitolul următor unde vorbește despre... Aici el era doar cum e mituită lumea, știi, cum pune botul la chestiile alea otrăvite. Deci îmi dă bunuri de masă și mă pune în comitetul care decine cine a bunuri de masă. Asta. Controlul, consultare, nu e puțin. Consultare publică, decizii participative. Un bun de masă înseamnă un loc la masă. Da, controlul circulației. Da. Nu mă refer aici numai la restricțiile din pandemie, dar faptul că noi acceptăm ca statul să...
decidă cum se merge pe drumurile publice, asta înseamnă tot controlul circulației, adică e în clipa în care, de fapt, iarăși e pe premiza ta, dacă tu spuneai că statul e proprietarul legitim, atunci are dreptul să-ți interzică să ieși fără mască dând de la tine din casă. Da? Dar noi cumva acceptăm că statul este proprietarul legitim, pentru că atunci când mergem pe drumurile publice, da, acceptăm legislația pusă de el. Nu suntem ca băiatul ăla de la Suceava care era suveran. Mai degrabă cooperarea cu un agresor. Noi. Da, mie îmi place de băiatul ăla de la Suceava. Da, sau cine are inimă... Bine, așa, mai treci pe roșu când îți folosești inteligența, da, dar eu vorbesc de faptul că acceptăm regulile de circulație și acceptându-le, implicit, se naște în capetele multora, se naște ideea că, uite, domne, există o lumea asta e de acord și, prin urmare, legitimează faptul că statul e proprietar pe drumurile alea, că toată lumea îi acceptă suveranitatea. Da, dar e o alunecare de sens, pentru că fix regulile astea de mers cu vehicule, da, sunt printre cele mai logice când nu-și bagă niște politicieni coada. Sunt relativ inginerești așa. Poți să le îmbunătățești. Da, asta e o raționalizare în sensul în care eu spun că... Deci, cum, tot n-are de ce să se bage el. Adică inginerește e una, dar ce treabă are să se bage statul și după aia să-ți facă prostii? Adică două lucruri separate. Statul îți dă... Ingineria ajută altă inginerie. Asta exact, era problema. Asta, that's the point. Îți dă un permis de condus. Toată lumea, dacă zice, păi a condus fără permis, da? Deja e anatemă la maxim, da? Uite, cam nu înțeleg. Și nu e faza că a făcut accident de a condus, dar și l-a oprit. Nu, sunt chestii convingătoare. Faptul că statul pedepsește furtul, lumea e de acord cu chestia asta. Faptul că statul pedepsește criminali în serie, lumea e de acord cu chestia asta. O mie de chestii. Libertarienii însă se uită și la partea agresivă asta. Da, lasă părțile astea de bun simț și nu știu, sau că trebuie să conduci prudent sau nu știu ce. Yes. Nu e asta problema. Dar ce nu vede omul obișnuit și na, pentru că nu e cultivat, nu că nu l-ar duce capul, știi? Ideile astea libertariene nefiind diseminate în public, vede partea aia rea a statului, știi? Taxarea este furt. Asta a fost revelație, știi, ca să zic așa. Sunt patru, ziceți, Ope, că sunt patru chestii de domenii strategice în care se bagă statul. Aici vrei, nu. Da? Al patrulea ar fi ăsta de care a zis Costela din aur, producția de apărare și justiție și nu știu ce. Unul dintre ele ar fi fost ăsta de care am vorbit, infrastructura, al doilea era educație și al treilea, despre care n-am vorbit și mi se pare foarte util să-l menționăm aici, mai ales să-l menționează și Hope, este banul. Da? Sistemul și banii. Deci banii în sine, monopolul pe monedă, e unul dintre lucrurile pe care statul le... Da. Da? Și poți să spui că are în spate, da, îți asigură stabilitate, îți asigură... îți asigură, știi tu, câte atacuri asupra leului au fost făcute, atacuri speculative, mă înțelegi? Veneau unele speculanții. Unele noaptea sunt. Da. Da? Și a fost Isărescu acolo la el în birou și a zis, au plecat cu atacurile astea de aici. Era. Că nu, cu leul meu, nu cum vă jucați, Rambo, mă, știi? Da. Ei, nu știu, mai e ceva. Și își folosește exact, aș mai adăuga două lucruri la ăsta cu moneda, că se vorbește mult prea puțin despre el în zilele noastre, deși dacă vă învârtiți în cercuri astea mai libertariene, sigur ați mai auzit. Da, dar pentru mainstream, și aici dacă vreți faceți un clip să-l trimiteți,
Până nu ne însănătoșim moneda, slabe șanse să avem o viață mai bună. Cea mai sănătoși, cea mai bună însănătoșire a monedei este să lăsăm oamenii să folosească orice monedă vor ei, de pe lume nouă sau neinventată încă, și să se vadă din interacțiunile dintre oameni, adică din piață, să se vadă care monedă e mai bună acum. Sau treaba lor. Poate vor să aibă o monedă care nu funcționează rapid pentru tranzacții, dar e bună ca store of value. Nu, până la libertarieni, lumea nu prea vorbea despre asta. Uite, Woods scrie în Meltdown că e elefantul din cameră, știi? El voia să analizeze criza din 2008 și nimeni nu vorbește despre ei. Chestia asta funcționează și la noi. Isărescu și PNR-ul sunt oazele alea, știi, de gândire lucidă, de nu știu ce, știi? De să-i spui cuiva discursul libertarian că băncile centrale îți creează crizele economice sau că îți distrug economia, pare așa, ok, cum că Isărescu e cel mai deștept? Vrei prostovane aia? Sunt... Câți ani are Isărescu, apropo? Pun și eu o întrebare din asta așa fatalistă. Fatalist-naturalistă. Oare era același medic ca Iliescu? Și nu e problema. Isărescu tot e, gândește că e friedmanian și chiar e cu stabilitate mai de dreapta, ca să zic așa. Deci el e figura luminoasă pe lângă toxinele alea pesediste. Dar uite, e meritul libertarienilor că au adus discuția asta despre bani. Deci banii sunt importanți. De exemplu, la critica comunismului, n-aveau prețuri, deci în argumentul calculului economic și în crizele economice. Deci dacă asta nu e o chestie importantă, care na, distruge, e uragan. O libertarienii n-au atras, au venit pe chestia asta. Dacă nu discuți asta, ce discutăm? Mă gândesc că ce... Zic oamenii, păi stai că oamenii înțeleg mai mult sau mai puțin. Nu că am fi noi vreun far al cunoașterii, dar oamenii înțeleg mai mult sau mai puțin și le zici, păi preocupă-te de chestia asta cu banii și zici, păi stai că nu mă pricep. Păi atunci lasă să fie liber. Nu, și atunci aș dă cu părerea. Nu că să destabilizează economia, e bine ca națiunea să... Deci, își deci pune... te pricepi. Da, exact. Nu, deci, dintr-o dată... Îți repetă, cred că e da. Și o chestie psihologică. Nu vrei să arăți că ești prost? Aha. Îi repeți, zici două chestii în propaganda statului. Le-ai auzit, nu știu, la Antena 3, uh-huh. În ZF sau cine știe unde le-ai auzit și zici tu, da, uite, statul se răscupă de bani, că există risc cu nu știu care, nu știu ce risc. Natura umană, n-ai ce să faci. Vorbești cu ea care... mai deschid urechea, mai nu știu ce, așa a evoluat orice ideologie, știi? Încercam să sugerez o coerentizare a acestei abordări. Adică oamenii ar putea să gândească... Ea nu sunt interesați, ăla nu e interesat. Deci ăla care a repetat propaganda aia de doile, ăla nu e interesat. Tu încerci să targetezi omul care... Eu... Pe tot vorbim de unschooling. Unschooling înseamnă să lași copilul să aleagă chestii, știi? Mă gândesc la oamenii ăștia care se plâng. Știi că deci care zic, care apără poziția mainstream, aici să te cerți. Dar sunt oameni care se plâng și atunci, păi uite dacă te plângi. Ești o abordare gospodărească, mă gândesc. Deci ce îi face tu în gospodărie? Vrei să zicem că vrei să păstrezi trei feluri de valute. Așa vrei tu să păstrezi avuția ta în trei feluri de valute. Imaginează că statul ar zice, n-ai voie să păstrezi alea. N-ai voie să schimbi. Păi cum? Că asta era comunismul ăla, idiot. Păi da, dar și astăzi, dacă eu vreau să fac cu un om schimburi în cu tare valută, fie digitală, fie cripto, fie treaba mea, n-ai voie. În statul român trebuie să faci în lei. Pentru că așa vor ei. Pentru că, hai că-ți explic de ce. Pentru că, de ce nu poți să schimbi frunze de tutun pe un litru de benzină? Pentru că aceasta este o tranzacție comercială și statul nu știe care este cursul de schimb ca să zică corect. Cât TVA trebuie să plătești. Da. Internaliza discursul ăla etatist și eu cred că e și chestia asta psihologică. Dar n-ai ce poți face. La capitolul ăsta... Plus că nu va fi receptiv, îi zici, ea citește, nu va citește. Plus că nu citește, îți repetă aceleași chestii cretine etatist. Nu știu măcar... Poate reușim noi. Vorbești cu ea deschiși? Păi nu, că așa a fost abolită și sclavia. Pac, 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 ușor, ușor. Sunt mai multe categorii. Dar nu, ideea e că oamenii încep să internalizeze. Asta apropo și de ce se... Gândește că toată viața a fost expus numai la idei tatiste.
Asta apropo. Deci nu există Mises, nu există Rothbard, nu există. Pentru noi, na, sunt printre ei, na. E ceva firesc. Pentru cine dracu mai e și Mises? Ce? Asta apropo de și de ce se întâmplă în Argentina, dar există două categorii de oameni. Discutam asta chiar aseară cu cineva. Există două categorii de oameni. Oameni capabili să-și formeze opinii și oameni care nu sunt capabili să-și formeze opinii. Problema e că ambele categorii au opinii. Și sau opiniile îi au pe oameni. Sunt mai generos, mie mi se pare că și ăla mai care repetă propaganda statului ar fi, ai putea spune că ți-aduce un argument, e o minimă raționalitate acolo. Da, da, ea lui sau e învățat papagalicește de la... Poți, o minimă raționalitate, deci nu poți spune care gândire critică. Gândire critică înseamnă să te confuzi cu cea mai tare poziție de pe partea cealaltă. Mm. Ori dacă ei te feriți, tu idiot, domne, care e cea mai tare poziție? De partea cealaltă. Tu ce încrezi? Păi cred în aceste cinci teferisme. Ok, care e cea mai tare? Păi nazism. Nu e nazism. Nu e nazism. Ce spui tu seamănă mai mult cu nazismul, știi? Bun, aș mai zice un lucru la... că să mai expandăm un pic și partea asta de piață de apărare, că Ope mai dă și un motiv pentru care statul se bagă în asta de protecție și de apărare. În primul rând, pentru că sunt mai multe. Da? Deci statul are nevoie de armată pentru că sunt mai multe. Și pentru că altfel, dacă n-ar avea, iar cu ceilalți, le-ar lua vacile de taxat de mulți celelalte state. Bine, nu mai știu. Deci, acum i-a atras pur și simplu. Au plecat milioane de români. E un stat pe lumea asta care n-are armată, dar nu mai știu care e. Alea mici. Vezi, humor, parcă de un... Alea mici, da. Liechtenstein, Andorra... Liechtenstein nu s-a pus că atunci când a avut nevoie de armată, oricum nu s-a așa. Dar bine, dacă sunt astea mici, ele pur și simplu renunță în sensul că se pun sub protecția statului mai mare și de facto, dacă ăla e benevolent și nu îi anexează, asta e relația. Dacă cumva statul mai mare ar vrea să-i anexeze, cum s-a întâmplat, spune că au urmat. Cum s-a întâmplat au. Cu Liechtenstein-ul, da, care... Păi au urmat, ce contează, da. Că mă protejează Brazilia sau mă protejează, nu știu, România. Da, are. Asta ar fi fost una. Al doilea era legat de justiție. De ce statul trebuie să monopolizeze justiția? Pentru că dacă ar lăsa și să o monopolizeze, nu să... Așa. Pentru că dacă ar lăsa pe piață justiția, deci cineva ar spune taxarea e furt. Hai să judecăm asta. Da. Și tocmai asta închide. Dacă tu controlezi... Atunci când tu controlezi toate mijloacele de comunicare... Poți controlezi nu numai despre, sau hai să zic altfel, când controlezi subiectul discuției, controlezi și despre ce nu se vorbește. Nu mi-e clar dacă l-am înțeles bine, că ea nu prea ar pune botul privat, ar avea așteptări mai mari. Să-i zici tu, stai că avem seturi diferite de drepturi sau, păi cum ai seturi diferite? Ar mări mai mult, știi? Deci păi, care ar fi argumentul? Că da, au așteptări mai mari de la privați. Păi, nu, din ce astăzi, dacă statul îi zice... Păstel, astăzi pretenția este că justiția se aplică la fel pentru toți. Da. Asta e așa, că justiția este... E pentru cei speciali. Domne, că mulți judecători la ora ta noi ne aplicăm lege. Deci ei nu caută dreptatea. Zicați! Adică taxarea este furt înseamnă să cauți dreptatea. Da? Nu, n-ar fi de acord. Pe când, domne, legea e așa, deci despre ce vorbești aici? Trebuie să dai scrie așa, scrie în lege. 10%, 15%. Nu cred. Dai puțin, că atunci ar fi... Că zice că e dreptate. Deci, Gabi, dacă ai structura justiția okay. În felul ăsta, în continuare ai avea un monopol, pentru că monopolul ar fi pe legislație. Da? Da. Dacă tu ai justiție care aplică legea la privat, e același lucru cu școli private, dar în care curicula e complet dictată de stat. Da. Asta vreau să subliniez. Da. Hope e mai bine puțin. Hope se duce în ideea în care vorbim despre justiție, despre căutarea dreptății, okay, nu despre okay. Aplicarea legii. Sau dacă vrei, despre aplicarea legii naturale a la Bastiat. Da.
Deci dacă democrația e așa o chestie, o valoare naturală, păi atunci hai să mai verificăm, am mai zis mai devreme. Să mai votăm pe niște chestii, dacă sunt așa bune. Stai că vreau să zic o chestie despre... dreptate, deci justiție, corectitudine. Deci foarte multă lume vine un agent al statului, simplificăm, cineva de la o instituție. Și zice... știți că legea e cutare, trebuie să faceți nu știu ce, vă paște oameni de figuri. Tu zici, domnule, dar chestia asta nu e dreaptă. El zice, păi schimbați legea. Și ideea este, păi da, eu cu tine vorbesc. Mie mi s-ar părea corect, deci în sistemul de acum, nu vorbim de libertarie. În sistemul de acum, uite, libertarie. Deci, în sistemul de acum, tu interacționezi cu o instituție a statului. Cineva trimis, până la urmă, e angajat, e bugetar, da? Și vine și zice, trebuie să faci cu tare. Corect ar fi să poți, acela este un funcționar, corect ar fi să poți să ataci reglementarea aia punctual. Deci când statul vine și interacționează cu tine prin omul ăla, să fie obligat să-ți ia o plângere, să-ți dea număr de înregistrare și chestia aia să fie în discuție, să se judece. Bine, pe sistemul actual de justiție în care noi ne așteptăm că justiția o să zică, păi asta e legea, ce vrei tu să nu schimbi? Măcar să poți să o oprești acolo unde te atinge. Nu, duceți-vă să schimbați legea. Păi chiar ce poveste e asta? Că ăia te reprezintă, și nu știu. Bine, ai putea să o iei, dar nu înțeleg de ce trebuie să o iei pe ocolite. Adică tu zici, du-te la reprezentantul tău care are 2 ore de așa, dar poate lipsește și îi spui, nu sunt de acord cu cutare lege, vă rog să votați împotrivă. El zice, nu mai gândim. Cred că sunt aceleași legitimări, contractul social, utilitarismul și democrație. Da, reprezentă, da. Se trimite la alea. Păi așa a votat lumea. Păi ce treaba mea cu lumea, știi? Da, eu n-am votat. Eu n-am legitimat, n-am ștampilat, n-am mandatat. Nu contează, așa nu contează, ghinion. Oricând poți să te muți. Da, aici este pe proprietatea mea. E o agresiune și dacă oricând poți să mă mut, știi? Deci eu nu înțeleg argumentul ăsta. Da, exact. Nu, și argumentul meu e, adică... Deci dacă unii mă calcă în picioare în piața veteranilor, știi? O să fugi. Să ocolești. Păi și asta înseamnă că n-a fost o agresiune. Da, exact. Da, e adevărat, puteam să ocolesc. Deci, bun. Și ca să închid și paranteza făcută în jurul lucrurilor pe care le produce statul, Pope mai închide și zice, domne, și mai e un punct, adică nu e de ajuns că statul face monopol și produce chestiile astea, dar el le mai produce și prost. De unde știm că le produce și prost? Am tot discutat noi pe parcurs, mai ales cu apărarea, ia că de obicei vezi că nu te apără și te apără de fapt numerele mari. Dacă vi se pare că școlile în România sunt ok, mai puneți-mi și mie ce beți. Și tot felul de asemenea chestii. Da? Și Hope dă și un motiv. Zice, pe piață aceste lucruri s-ar produce pe motivul profitului. Dacă statul își instituie un monopol legal, înseamnă că ele s-ar putea produce și pe piață. Altfel n-ar fi nevoie să instituie un monopol legal. Asta e unul dintre lucrurile care scapă de obicei analizei. Dacă tu, practică, el ar fi o dacă firmă. Tu spui dacă e tot ilegal e pentru alții să facă așa ceva, înseamnă că alții pot face așa ceva, că nu te-a pus să faci ei. Nu, el ar fi că s-ar face. Deci, da. Dar la ce calitate? Și argumentul la calitate e... Argumentul la calitate e ăsta, că ăia sunt motivați de profit și pierdere, pe când agenții statului în sine, ei nu sunt părtaș la procesul de profit și pierdere, iar statul în sine nu e motivat de profit și pierdere, este motivat de cum să-și facă existența mai ușoară, cum să-și facă dominația mai ușoară, adică îți va livra minimum de calitate care îi servește interesul lui. Minimul de calitate suficient care îi servește calitate interesul și cantitate. Lui. Uite, da. Asta, observația asta lui Vali anunță următorul capitol.
capitolul care urmează nou. Da, și o să intrăm în el săptămâna viitoare pentru voi. Dar aș mai spune un ultim lucru în încheiere, că am tot vorbit de fundamentele sociopsihologice, da, ale statului, ca... Chiar de ce le-o fi numit așa? Păi pentru... Că era un fapt sociologic că rezistă statul, nu? Sau pentru că, da, pentru că e rezistă prin convenție și spune așa, orice stat se așează pe monopolizarea sau controlul monopolistic al bunurilor și serviciilor importante din punct de vedere strategic pe care le distribuie discriminatoriu către anumite grupuri pentru a slăbi rezistența populară în fața agresiunilor pe care același stat le comite. Deci, statul nu se fundamentează pe niște principii morale, nu se fundamentează pe niște principii de eficiență economică, ci se fundamentează pe consimțământul celor care, bă, da, mi-a dat și mie ceva, adică avem de câștigat de pe urma statului. Noi. Ăilalți, nu știu, nu mă interesează. Zice că le de la toți. El zice că le de la toți. That's the point, că dacă lumea se prinde că bugetarii nu plătesc taxe sau de chestiile astea care sunt locuri comune în libertarianism, scade entuziasmul, se duce în cap. Mi-a ridicat valiuna. Deci, ai oameni nevoiași, amărâți, slabi, săraci, care într-o lume liberă ar putea fi apărați mult mai bine, ok, nu poate nu perfect, dar ar fi apărat mult mai bine decât acum, când sub pretenția că statul îi apără, să judece ei. Să judece ei, acești oameni care se simt în nevoie, să judece ei dacă statul îi ajută bine sau dacă ar putea ei să-și aleagă cine îi apără, pentru că o să recunoaștem. Nu poți să-ți imaginezi o societate de întreprinzători abili și foarte muncitori. Sunt și oameni care vor să stea mai liniștiți și nu vor să fie cotropiți de forțele astea sălbatice ale economiei, tralala. Ok, putem să înțelegem foarte bine chestia asta, e o preferință. Ideea este cine te apără. Ai putea într-o piață să te angajezi sau să alegi sau să accepti un om, că, pentru că sunt o grămadă de oameni care vor să aibă grijă de cei amărâți. Și astăzi nu au voie. Păi cum că ai o grămadă de ONG-uri? Nu au voie, sunt reglementate de sus până jos, au voie să facă 3 surcele și atunci, mă rog, ONG-ul dacă nu rezolvă o problemă, e bine că să perpetuează. Se rezolvă pe ei, mă rog. Ideea ar fi ca oamenii amărâți să evalueze singuri dacă ar fi mai bine apărați, dacă ar alege ei de cine să fie apărați, decât astăzi când cică i-a apărat statul. Ca să sumarizăm și finalul lui Hoppe, socialismul, cum o să terminăm cu socialismul și cu violența, este atunci când tu, care te uiți la noi acum, la ce spun eu, te lepezi de socialism. O să termine. Dacă până atunci... Cel vrea mult, dravi. Până atunci, nu. Mai bine mă las de soacră mea, decât de socialism. Renunț la miere, la... Pentru Costel Stăvărache, care nu vrea să renunțe la miere, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Știm că a fost un episod mai scurt. Ăsta a fost și capitolul. Vă aducem aminte că statul te vrea sclav. E bine să te gândești și la libertate. Și mai lepădați invidia. Te lepezi de satana. Mă lepăd de satana. De 3 ori.